Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seria noastră de Skywars aici pe Pixel și bineînțeles, înainte de a începe, fraților, v-aș ruga pe fiecare în parte să nu uitați să apăsați și pe acel buton de like, să strângem acolo foarte multe like-uri dacă mă susțineți și bineînțeles dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal, pe fraților Skywars. Revenim cu ceva Skywars pentru că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, bă nene, când mai postez Skywars, dat fiind faptul că în ultimele zile am postat mai multe clipuri gen Skyfall, Skygiant, Skycrash sau mă rog aceste minigame-uri mai noi, dar totuși haide să nu uităm de unde am plecat. Ca să mă rog de unde am plecat, eu am plecat de la Skywars, frazor, deci postăm Skywars, apă, frazor, haide să strângem și noi peste 1000 de like-uri la acest episod, pentru că știu că mă susțineți și știu că vreți să continuăm această serie. Opa, se împune la asta aici, bă, oameni buni, mâine, livestream și maker, livestream de 12 ore, am zis, bă, hai să facem în această sâmbătă un livestream de 12 ore, că foarte mulți dintre voi m-ați întrebat, de asemenea, când mai facem un livestream de 12 ore, ultimul livestream, stai să mă atingă la cu om în camera, curul, deci omul n-are viață, omul pur și simplu, nu, uite și ăsta. Duceți-vă, bă, vedeți-vă de treabă, lăsați-mă pe mine. Nu, uite, acum se bat între ei. L-au omorât și eu n-am mai iteme. Ok, asta e nașpa. Aș putea ajunge acolo. Dar aș putea face asta. Și aș putea face asta, de asemenea. Oh, damn. Da, bă, mâine facem un nou livestream. Știu că livestream-ul anterior l-am făcut. Când am făcut 100.000 de abonați, a fost un livestream special și am zis să-l facem de 12 ore. Și știu că am avut ceva probleme pentru că... Oh, l-am omorât că nu avea itemele. Yes! Yes, l-am omorât. Știu că a fost ceva probleme pentru că atunci încă eram pe internetul vechi. Știți și voi foarte bine, atunci eram pe internetul vechi, atunci nu eram pe RDS, nu aveam gigabit, nu aveam IP dinamic și mi se pare că mi-am luat de DOS, dacă nu mai țin eu bine minte, ceva de genul. Și au fost mai multe probleme, în fine, nu mai are rost să amintim. Ideea este că sâmbătă asta facem un live stream, începe la ora 12:00, adică 12 prânz și se termină la 24, adică 12 noaptea. Mamă, ce-i fac pe ăștia? Bă, nene, bă, mai sunt doi. Hai că le-am arătat eu, cine este șeful. Sper să ne strângem cât mai mult, o să ne jucăm multe, multe joculețe, o să ne jucăm, bineînțeles, Minecraft, GTA 5 Online, CSGO, Unturned, niște jocuri horror, din jocurile horror să le jucăm mai... De fapt, nu contează ora la care le jucăm, că nu o să stăm foarte mult în noapte, gen. Și chiar sper să ne strângem foarte, foarte mult pe acel live stream. Eu aici, în schimb, mă descurc de minune, frate. Power 5, no, eu foloseam Power 3, Power 1, de fapt. Când eu aveam Power 5. Fucking Power 5. Bun, trebuie să-i omor pe ăștia. Și bă, am postat mai multe minigame-uri din acelea. În loc să postez Skywars, o l-am împins. Am postat mai mult Skyclash și Skyfall. Pentru că, frate, minigame-uri noi, super interesante. Și am zis, hai, să le dăm o șansă. Știi, le dăm o șansă și chiar o șmechere. Nu o să mă opresc în această serie de Skywars. Pentru că, până la urmă, Skywars este baza. Părerea mea, la Skywars se vede ce și cum. Blocuri am, uite că am strâns niște blocuri. O să încerc să avansez așa încet, încet. Tipul ăla s-a baricadat acolo, what the fuck. No, omul s-a baricadat aici, n-are treaba. Hello! LOL! Deci omul a crezut că eu o să vin pe scară pe aici. Gen. Și l-am omorât. Bun, prima arenă, prima victorie. Nicely done. Oh, nu asta cu săpadă. Și nici măcar nu se încarcă lor ce lag a fost aici. Deci bă, mâine livestream, cam asta am vrut să spun. O să fie șmecher, o să ne jucăm multe, avem timp să ne jucăm ditate, frate. Nu o să mai fie gen... Că noi de înghesuiam, dacă pot spune așa, pe livestream-urile normale, că nici eu nu puteam să stau foarte mult, știi? Și ne înghesuiam să ne jucăm cât mai multe jocuri și nu prea aveam timp. Stăteam 2 ore jumate, 3 ore live și de-abia ne jucăm 3 jocuri, gen Minecraft, GTA 5 Online și CSGO. Acum o să avem tot timpul din lume să ne jucăm de toate, o să ne jucăm alături de voi, o să mă joc și cu abonații foarte mult CSGO casual, nu știu, pe GTA o să intru bineînțeles tot cu abonații. Minecraft o să ne jucăm, poate facem un party de la șmecher. Și... sau bă, să facem ceva gen... Trebuie să-i... Oh, yeah, boy! We can do this, my friend! Și o să sar aici. Și o să ajung la mid. Chit că midul deja a fost luat de tipul ăla. Deci nu mai are rost să mă uit în cufrele astea. Categorii nu mai are rost să mă uit în cufrele astea. O să mă duc aici și o să încerc să-l omor fără să-l arunc în voi, dacă îl arunc în voi, dar asta este, frate, e obligatoriu, pentru că altfel mă omoare el pe mine. Și uitați câtă viață mai are, mai are 0, mai avea 0 viață. Acum mai are o inimioară, adică jumătate de inimioară a rămas, dar om avea 0 viață. Ok, interesant, șmecher. Uite, bulan. Bă, cine scapă cu jumătate de inimă, cred că are destul de bun noroc să-mi bag piciorul. Bye, bye. Ce l-am împins pe ăla. Și-a dat și pe sunea de regen. Și-a mai rămas deja 3. Unde ați putea fi voi, băieți? Stai cu o să sar aici, a? Cred că este ăsta cu multe... Și uitați câtă viață are omul. Omul n-are care...
Yes, l-am omorât. Din păcate au căzut toate itemele voi, dar măcar l-am omorât pe ăsta care avea itemele de la mid. Deci acum tot o să fie super echilibrat. Stai că zice acolo, nu vreau să mă vadă. Bine, acolo mă vedea. Aici n-am rost să construiesc. Mamă, se mișcă într-un lag, vedeți voi cum mi se teleportează numele. Gen, că se teleportează, ia uite, what the fuck. Bine, și dacă dau tavăt care pingu așa mai mare. Dar sper să nu se teleporteze lângă mine. Sper să nu mă încurce foarte mult când mă bat cu el, băgam și piciorul ca așa. Ca așa. Ia uite-l, stă pe loc. Sper că el încă stă pe loc și că nu o să se teleporteze într-un mod foarte subit. Lol, ce lag are. What? 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 Bă, bine că am reușit să-l bat. Două arene, două victorii. Bine că am reușit să-l bat, că altfel ăsta a fost pe punctul să mă bată în pui mie. Gen, mi-a dat 3 hituri. Și de-abia de l-am văzut și de-abia de l-am sărit pe acolo. No, bă, deci, așa, mai discutăm despre joc, mai și facem o mică paranteză către live-ul de mâine. Mâine o să fie genial, pentru că nu o să mai am probleme, 12 ore fix, live. Nu, cred că o să stă mai mult, că de obicei pe live-urile astea de 12 ore mai zice, hai mai stai jumătate de oră, hai mai, bă, după 12 ore de live în continuu, deja... Să cam ajuns, știi, deja ești cam la limită, nu cred că stă mai multă lume. M-ați întrebat și dacă fac live de 24 de ore, nu pot să fac de 24 de ore, mi se pare exagerat. Ce rage mi-a dat tipul ăsta, mi se pare exagerat de mult, frate. Pui mei, uite, 12 ore e mai decent, că 12 ore, hai să zici, dacă te străduiești într-o zi și chiar vrei să stai să te joci, mai ales, uite, cum vor avut ăștia o perioadă de, au stat mai multe zile, sau cum am fost eu pe ras. Deci eu când m-a prins rastul prima dată, frate, stăteam în fiecare zi vreo 12 ore. Eu mă jucam numai ras, nu mai exista nimic la mine atunci, a fost o perioadă neagră din viața mea cu rastul. E mișto rastul, e un joc super șmecher, dar m-a prins prea mult și am stat foarte mult prins în el, știi? Nu. Bă, frate, bă, ce... Ok, o să-mi dau asta. Nu pot să folosesc perla. Deci... Îs prins! Îs blocat și am și perla asta care era o perlă coruptă și aveam slowness incredibil de mult. Trebuie să-mi dau eu regenul ăsta. Și de ce am luat foc? Perla asta dă și foc? What? What? Ok, înțeleg că îmi dă bă, ce item avea ăsta? Deci ce item l-a luat să-l mut din cufăr? Aha. Uai, protection 4, protection 4 și pe chest plate. Mama mie, pizzeria. Power 1, nu mă prea interesează Power 1 în acest moment. Sabie cu Fire Aspect. Bă, Anvil-ul l-am aruncat. Ce geniu sunt eu că am aruncat Anvil-ul fix de care aveam nevoie. Iarăși l-am aruncat. No. Acum poate nu-l mai arunc. Doamne, dă să nu mai fac vreo greșeală de asta. Yes, Fire Aspect cu Sharpness. Așa cum trebuie. Fiți antenă cum se face. Pa, pa. Eu am ceva... A, dar pe ăsta l-o mor repede, gata, l-am omorât și pe ăsta o săgeată, am dat aici de mult. Și ultimul rămas este acolo. Eu zic că-l bat fără probleme dacă... Nu dau fail. Așa cum era să dau aici. Gen, mă blocasem acolo. Victory! Bă, 3 arene, 3 victorii, gen, am câștigat la rând? Am câștigat la rând? Ok. Asta e super genial. Nu știu, e super tare, îmi place. Îmi place când suntem așa pe flow și câștigăm toate ranele așa cum trebuie, frate. N-avem probleme prea mari. N-avem problemuțe de această dată, actually. Și bă, vă reamintesc încă o dată, haideți să strângem peste 1000 de like-uri la acest episod dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Da, ce stul ăsta... Să mă piciorul, trebuie să fie opțiune să nu-ți mai dea cască când ai kitul ăsta deja. Nu vreau să mă trezesc cu două căști. De, în locul acestei căști să-mi dea... Uite, să-mi dea puii mei, buți, că n-am buți. Da, buți, ar fi o idee super bună. No, bine, acum exagerez că e, ar fi absurd, gen, să ai un astfel de kit și să știi sigur că nu-ți pică cască și că ai șanse mai mari să-ți pice full armură, dar... No, așa ca idee. Că casca cred că pică de fiecare dată, să mă piciorul. Sau poate n-am observat eu pentru că eu mereu am avut casca că am avut acest kit. Bă, oricum, m-am gândit să mai schimbăm și kitul, adică... Cred că ultimele dăți când am jucat Skywars, sau mă rog, de fiecare dată, când am jucat Skywars, ne-am jucat numai cu kitul ăsta de Armor Speed, pentru că cei drept e super bun și câștigi cele mai multe arene cu el. Dar bă, să nu, gen, să nu facem, să jucăm numai cu kitul ăsta. Haha, olo, ce bine că m-am uitat. Ce bine că m-am uitat. Aha. Aia. Asta am vrut să fac.
Și acum o să mă duc prima dată sus de tot. Aici jos sunt 4 cufere, dar sus sunt mai în siguranță și mi-e mai ok acum. Mai ales că, uite, știu că sunt și la mid. Și fix de ce avem nevoie. Nice. LOL, full armură. Deci full armură diamond cu protection. No, ăsta e bulan, frază. Deci ăsta este bulan. Professional player right here. Acum nu mai am nicio problemă. Deci acum ai bat pe toți în primul. Numai sabia e normală, nu e cu fără aspect. Dar teoretic ar trebui să-i bat pe toți. N-ar trebui să am probleme. La ce armură am? Ăștia n-ar trebui să mă atingă. Ce faci? No, ce mult, mi-a dat jumătate de inimioară. Bă, dar și el are, lol, ce-o căzut. Uf, și el avea armură bună. Adică ați văzut și voi că nu i-am pusat foarte mult că dădeam în el, decât acum că au luat fall damage, în fine. Și nu prea are legătură armura pe care o are pe el când cade. De gen, nu știu ce. Și mai este decât unul aici. Vreau să dau cu arcul, dar eu n-am săges. Hello! Bye bye! 4 arene, 4 victorii. Deci să-mi bat piciorul. Cred că clipul ăsta este unul cu noroc. Deci astăzi, fraților, cred că s-ar putea. De fapt, nu o să zic ce, pentru că nu vreau să cobez, dar sunt șanse mari să câștig toate arenele. 4 arene, 4 victorii deja. Deși nu... Bă, trebuie să nu spun asta, că acum nu o să-mi pice full armură. De fapt, cred că mi-a picat relativ full armură până acum, nu? Dar cred că și de-aia am câștigat, în puii mei. Ia. Oh, full armură. Iarăși. Uite ce zice tipul ăla. Hey, YouTube! Omul știe că s-a licea pe YouTube. M-a zărit, omul m-a detectat. Și zice și celălalt, hi. Hello! așa. Și poziunea de speed. Bun, hai repede să mergem unde avem noi treabă. Adică... Deci ce m-am speriat să nu... Să nu nimerez frunzele acelui pom. Nu, i-o pica cască bună. Hai mă, șmecher, e șmecher. Omul a încercat să dea. Incredibil. Cât noroc să aibă un noob ca ăsta. Cât noroc să ai. Știți de ce n-am putut ieși din lavă? Pentru că ia stați așa, unde am murit eu? În fine, uite, dau un exemplu. Gen, omul a pus lava aici, eu eram aici și nu puteam să urc. Încercam să apăs W și gen, mă loveam de ceva și trebuia să mai urc puțin tel și mă loveam de căcatul ăsta de margine. Știi, aici nu-ți dai seama când ești așa pentru că urci imediat. Dar când ești acolo în lavă, știți că contează. Că n-ai cum să te duci în sus și te duci greu și m-a blocat lava. No, uite de ce n-am vrut eu să cobesc când mama e de treabă, frate. Deci... Atât de ușor puteam să-l bat pe ăsta. La început a fost mai greu, mi-am dat acolo, am făcut un schimb de săbi. L-am bătut, de i-a sărit apa în cap și după mi-am pus lavă și m-am blocat în lavă. Și nu puteam să pun nici de la, nu puteam să pun niciun bloc sub mine, pentru că n-aveam cum să sar ca să pun blocul. Deci karma is a bitch. Deci serios, karma is a fucking bitch. Asta a fost dovada, uite, și acum nu-mi dă ce spui. Asta a fost dovada clară că karma is a bitch. Și v-am spus. Și este lag? Nu spune că mă scoate. Please don't tell me that. Ba nu, what? Mi-a dispărut. Ok, a fost ciudat ce s-a întâmplat. Mi-a dispărut de pe locul 3 de acolo în inventar din hotbar-ul 3. Mi-a dispărut poțunea aia și am crezut că e lag sau ceva. În fine, deci dovada că care mai e zăbici. Și v-am spus la început, bă, hai să nu spunem că vreau să câștig, pentru că sigur o să pierd. Și chiar asta s-a întâmplat, frate. Și am pierdut dintr-un motiv super nașpa, gen... Nu, că a fost o luptă pe 500 și mai avea și el puțin și o puțin. M-am blocat în lavă. Mai bine mi-ar fi părut dacă m-ar fi bătut 500, dar și acum am bătut 500, dar dacă... Dai, că acum vine și dă și în mine. Puii mei. Am nevoie de iteme, băieți. Am nevoie de chest plate, nu pot să fac mare lucru așa. Sau îl bat pe ăsta și îmi dă el chestplate-ul lui. Mersi. Hai cu chestplate-ul. Buții i-am. Nice. Deci ce mă bucur că am reușit să-l bat pe ăsta pentru că fără chestplate... Nu prea. Fără chestplate, ioc. Caca fără chestplate. Nu, spune că fix cu fără ăsta nu era luat. Costa ceva să uite acolo. Mori, frate. Și am ne doi cu fără aspect, trebuie să moară ăsta, așa. Și da altul mine. Bine. Dacă tu vrei, dă-i. Eu să mai vină unul pe aici pentru că aș vrea să fac o schemă. Întâi să-mi dau XP, mult XP.
Hai că ea se bat în trei. A, deci sunt toți acolo. Fii antenă, bam. Și pun asta cu asta. Sharpness 3, fire aspect. Ce l-am nimerit pe fraier. Ha, noob. Și dau și astea. Deci nu-mi vine să cred că nu l-am nimerit pe tipul ăla. A, acum l-am nimerit. Au, aia a fost cu foc. Deci toți trei sunt în direcția asta. Aș putea să mai dau o tură pe la cuferele astea să văd dacă într-adevăr sunt toate itemele luate. Să mă asigur așa că n-am ce pierde. O să asta ce e? Fire resistance? Face nimic. Ăla a murit și ăia se bat între ei și mai e unul cu foarte puțină viață. Nu mai are cum să mă împingă și cred că victoria. LOL, cât de mult îmi ia. Cred că victoria este a mea. This is how we do it. 6 arene, 5 victorii. Ce frumos ar fi fost 6 arene, 6 victorii. Le-a dat kick pentru fly, pentru că m-am blocat în geamul ăla. Serios. Gata, nu mai sunt blocat în geam. Bă, deci ce frumos ar fi fost 6 arene, 6 victorii. Nu, 6 arene, 5 victorii. Ha, karma, fucking karma. Mai ce spunem? Asta este, frate, învățătura de minte. De acum încolo trebuie să cred că nu o să câștig niciodată ca să câștig toate arenele. Știu că sună cam ciudat, dar... Puii mei, și nici nu-i bine să gândești negativ, să fii negativist, dar na. Acum, cât să fă... Asta așa. Mersi. Pantalonașii. Asta le aranjez așa. Bă, deci am văzut foarte multe persoane, sau mă rog, mi-au spus foarte multe persoane că au început să-și pună itemele așa cum le pune în inventar. Mie mi se pare că este cel mai ușor, adică eu sunt obișnuit pixel să fie pe 3. Știi de unde? De la survival, oameni buni. Pentru că pe survival îmi pun sabia pe 1, arcul pe 2, pixel-ul pe 3, lopata de obicei pe 4, acum am pun blocurile pe 4, mâncarea pe 5. Nu știu, așa mi se pare mie cel mai ușor, așa sunt eu obișnuit, știi? Și mi se pare chiar cel mai ușor. Și sunt curios dacă Scuferinios pe aici ar fi, trebuie să fie. A, da, cred că sunt. Hello! LOL, ce-a făcut omul? L-am bătut. LOL. Ce tragi de mea s-a făcut tipul ăsta, nu înțeleg. Și avea și posune de speed, fie antena. Hey, that's pretty good. Hey, that's pretty good. Mori. Ok. This one was close again. Și puteți să mai fac o schemă. Uite, așa. Aha, schemă, schemă, ești nebun. Schematronic 2000. Deci am sabie cu Sharpness 2. Păi, dar mai avea tipul ăsta item pe aici și putea să fac cu Sharpness chiar mai mare. Oh, da. Bă! Ajutor. Este de sub acum. Ba nu, l-am împins în void. What? S-au căzut în voi că ce, dar pe ăsta trebuie să-l bat. Nu, ăsta e ăla cu focul, dar l-am bătut și pe ăsta. Mor, mă. 7 arene, 6 victorii. Eu zic că e decent. Având în vedere că n-am vrut să cad, credeți-mă, deci dacă eram în arenă, se întâmpla asta, mă enervam. LOL, dude. Deci, bă, 7 arene, 6 victorii în 7 arene mi se pare super ok, având în vedere că acea arenă a fost fail din partea mea. Sau, mă rog, a fost ghinion și noroc, ghinion din partea mea și noroc din partea ăluia care a pus focul, nu știu, a venit așa random. Gen, când ești disperat și mai ce face, pui lava. Și dacă inamicul intră în lavă și mai ales se blochează așa cum am blocat acolo, ei bine, GG, well played, is direct, HD pe FPS, GS 360, no scope, știi? Ok. O să pun eu anvil-ul aici. Bam, bam. Oia și așa. No, și sunt beton. Hello! No, nu! LOL, ce era să cade și tipul ăsta dă drept și mă nimerește, mă! Aha, mâncam-i arculul. No, să mai dai el cu săgeți în mine, bă, băiete, bă. Deci omul dădea drept și mă nimerea de fiecare dată, nu știu cum. Probabil pentru că eu stăteam drept, gen. Stați drept, nu mișcați, când trec eu valiniați. Stați drept ca la armată. Yes, l-am bătut, nu, sau nu? Ba da, l-am bătut, mă. Mor, fira aia la recu, a încercat el să mă împing acolo. Și avea și carticică, carticică, carticică. What?
A venit omul cu itemul pe rodul cu knockback. Mai are și grad, mai are și boss în nume. Deci e clar, doamne, deci ce mă amuză ăștia. Bă, fraților, cam asta a fost episodul. 8 arene, 6 victorii, nu? Da, 8 arene, 6 victorii, 2 arene pierdute. Una cam dat eu fel și una cam dat de unul care e atât de bun la PvP încât mă bingem voi cu knockback. Cât are rodul ăla? Deci uitați-vă la el, numai cu rodul, dar voi vedeți? Oadă, s-a gândit și el să schimbe pe sabie. Interesant, s-a gândit și el să schimbe pe sabie. Mori. Oh, și-a murit. GG, boss. You pro. Așa, am simțit nevoia să-i spun că este profesionist. Asta este, frate, se mai întâmplă. Eu, oricum, știți că v-am spus că o să fac acel topic către Hypixel. Așa cum am făcut și pentru acel slime cu knockback 10. Pentru că și asta este un item care nu, pe care nu-l poți face. Deci itemul ăsta nu-l poți face, care e knockback 3. Sau ceva de genul, și nu există knockback 3. Și plus de asta nu există pe rod. God damn it. Oricum nu-l poți face, o să fac un topic către Hypixel să-ți spun, bă, frate, game breaking, mi-a distrus jocul și uite dovada vie. În fine, bă, am asta a fost clipul, nu uitați să apăsați butonul de like, chiar aș vrea să strângem acolo peste 1000 de like-uri, sau mă rog, foarte, foarte multe like-uri. Nu uitați mâine, live stream de 12 ore, să fiți cu toți la ora 12 și cât mai mult să stați pe live, că nu am eu acum dorința să stați 12 ore non-stop, da? Cine mă susține, poate stă și mai mult, da? În fine, am fost Andrei, nu uitați de like și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!